Doamne ajută, bun regăsit, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt Dobrogean aici la Radio Dobrogea pe 99,7 FM în Constanța și împrejurim. Ne auziți, ne și vedeți pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Astăzi e la Cuvânt Dobrogean pentru că este vineri, o nouă ediție de dialog cu dumneavoastră. Deci, dialog cu ascultătorii Radio Dobrogea, din acest moment, trei mijloace de comunicare vă stau puse la dispoziție. Vă așteaptă apelurile, puteți să interveniți în direct. Este o emisiune pe care, de fapt, dumneavoastră o realizați. Telefon direct 0241-515266, telefonul cu tarif normal, vă așteaptă apelurile. SMS, de asemenea, puteți să trimiteți mesaje scrise la telefonul 0768-123456, număr de SMS cu tarif cât se poate de normal. Și dacă sunteți pe Yahoo Messenger și folosiți acest program, ne găsiți la ID-ul Radio Dobrogea, într-un cuvânt. Acesta este ID-ul nostru de Messenger, care vă așteaptă de asemenea mesajele scrise pe Yahoo Messenger, Radio Dobrogea, într-un cuvânt. Am să încep emisiunea aceasta cu un gând despre ascultare. Un gând despre ascultare față de mai marii noștri, pentru că de vreo două săptămâni am început să primesc în e-mail niște mesaje. Știți cum sunt mesajele de e-mail. Foarte multe dintre acestea sunt niște mesaje care m-au surprins. M-au surprins pentru că nu credeam că noi, cei ce ne pretindem a fi ortodoxi, credincioși, creștini așadar, putem ajunge până atât de departe. Vorbesc de cei care folosesc mai mult internetul, sunt mai tineri și mai puțin pricepuți. Nu în a folosi internetul, ci în ceea ce privește credința și în special lucrurile ce țin de teologie. Am văzut că pe internet s-a declanșat un război inutil și nedrept împotriva părintelui Arsenie Boca. Știți, există acest curent că părintele Arsenie Boca e numit Sfântul Transilvaniei. Ideea nu este nouă. Ea vine tocmai din vremea părintele Arsenie. Părintele Arsenie Boca avea așa o statură duhovnicească încât impresiona foarte multă lume. Apăruse chiar un curent în acea vreme numit arsenismul, adică ucenicii părintele Arsenie, aproape că părintele Arsenie ajunsese un fel de guru religios, înțelegeți? Erau ucenici care spuneau celorlalți că dacă nu urmează în totalitate pe părintele Arsenie Boca, nu se vor mântui. De ceva vreme a început să circule pe internet niște înregistrări în care alți mari duhovnici ai neamului nostru, e vorba de părintele Ioanichie Bălan și Arsenie Papacioc, niște înregistrări cu acești părinți în care este atacată persoana părintelui Arsenie. Practic, și părintele Arsenie Papacioc și părintele Ioanichie Bălan, în înregistrările respective, se pronunță a fi împotrivă. Mai există niște filmulețe în care un părinte, nu mi-am dat seama bine cine este, cei care trafică astfel de filmulețe nu spun totul până la urmă, nu știu cine este în filmul respectiv, un alt părinte călugăr care îl acuză chiar pe părintele Arsenie Boca de magie, de faptul că ar fi practicat magia și că ar fi practicat un soi de profetism vrăjitoresc. Lucrurile astea, dincolo de a discuta și a stabili eu aici, acum, Doamne ferește, a fost sau n-a fost părintele Arsenie Boca Sfânt, sau lucrurile astea trădează, de fapt, ceea ce spuneam puțin mai devreme, că uneori noi creștinii stăm foarte prost la capitolul ascultare. Și chiar și mândrie. Ni se pare că le știm pe toate. Ni se pare că dacă citim pe internet 2, 3, 5 site-uri, care unele sunt pro și poate altele sunt contra, dacă citim niște
Sau dacă observăm niște dispute acestea duhovnicești între mari duhovnici ai țării noastre, nu facem decât să ieșim de sub ascultarea bisericii. Trebuie să ne înțelegem foarte bine în privința asta a sfințeniei. Sfințenia este un lucru dăruit de Dumnezeu. Biserica îl recunoaște prin actul de canonizare. Tot prin actul de canonizare, biserica spune lumii întregi că o anumită persoană este sfântă, dăruită de Dumnezeu cu acest dar și că poate fi model. Cu totul alta este discuția asupra evlaviei personale. Nu trebuie să confundăm evlavia personală cu canonizarea. Nu înseamnă că, de exemplu, dacă mie mi s-a părut în viața mea că unul din duhovnici, nu numesc unul la nume, X, să-i zicem, este un om deosebit, plin de viață sfântă. Mi se pare mie că e Dumnezeu coborât pe pământ, că este Sfântul Sfinților. Asta nu înseamnă, fraților, că trebuie să fie neapărat la fel pentru toată lumea. Părerea mea este o părere subiectivă. Ceea ce noi vedem, fiecare dintre noi, sunt păreri ale noastre în legătură cu alți oameni. Când e vorba de o canonizare, însă, lăsați biserica să decidă ce în măsură să facă aceste discuții și să ia aceste decizii de a propune pe cineva, pentru că observ că ajungem la un paradox. În numele sfințeniei declanșăm adevărate lupte polemici, chiar uneori în limbaj violent. Suntem în stare și suntem aproape de a ajunge în extremismul religios. Spuneam dimineață la emisiunea de revista presei ce fac extremiștii religioși musulmani. S-au apucat să demoleze lăcașe de cult, morminte cu valoare de patrimoniu, morminte ale unor profeți precum Iona, precum dreptul Set, copilul lui Adam și al Evei, pe care, mă rog, anumite popoare îl ovaționează, profetul Ionaș pentru noi este un profet. Prin urmare, riscăm să devenim niște talibani religioși, niște extremiști din aceștia religioși, în numele sfințeniei, proferând violența, fie ea și în limbajul de pe internet. Nu vă mai acuzați unii pe alții care-i sfânt, care nu-i sfânt. Nu noi stabilim. Biserica stabilește prin sinoadele ei. Mie poate să mi se pară că unul este sfânt din duhovnici. Foarte bine. Asta nu înseamnă că în numele lui trebuie să port un război. Asta nu înseamnă că trebuie să declanșez lupte cu aproapele meu. Dacă facem asta, nu suntem decât niște extremiști religioși care, cum spune Hristos, în numele lui Dumnezeu și al sfințeniei sale, omorâm în jur, ucidem, cu vorba, cu fapta, cum se întâmplă în alte țări. Dar la noi, deocamdată, cu vorba pe internet, violențe și alte lucruri. Nu vă mai certați pe sfinți. Este bucurie drăcească pe care o faceți diavolor certându-vă pe sfinți. Cine-i sfânt, cine nu-i sfânt. Nu asta ne interesează. Dacă pentru cineva dintre dumneavoastră, un părinte, a avut sfaturi bune, v-a luminat viața, urmăriți povețile, dar atenție, nu ajungeți în înșelare. Nu vă lăsați păcăliți de tendința asta de a obliga pe celălalt. Tocmai de aceea biserica propune prin canonizare modele de sfinți, după ce biserica hotărăște foarte bine cine poate fi și cine nu poate fi sfânt. Și am mai văzut o ispită. Tendința unora de a, aproape de a se răsti sau de a impune Sfântului Sinod că așa vor ei să declare sfânt pe cine vor ei. Poate ați uitat că Sfântul Sinod este alcătuit tot din oameni ca și dumneavoastră. Mai mult decât oameni ierarhi, care au
capacitatea necesară să discute sau nu, care cunosc oricum mai multe decât știm noi fiecare de pe internet, stând în fotoliul nostru acasă sau întrebând în dreapta și stânga, care au capacitatea să vadă mult mai bine și mai departe decât putem noi vedea. Alminterea înseamnă că ne contrazicem. Dacă preoții duhovnici sau ierarhii duhovnici respectivi pentru noi sunt sfinți, de ce altora le contestăm darul făcut-o de Dumnezeu? Să lăsăm deci biserica să ne decidă și noi să ascultăm de cei pe care ni-i propune. Avem o pleiadă de sfinți. Nu înțeleg de ce ceilalți nu trebuie iubiți, ci ținem numai la anumite persoane, uneori, într-un mod pur și simplu extremist, repet. Căci în momentul în care pentru tine numai unul este bun și restul sunt condamnabili, înseamnă că tu deja o sândești. Ori asta nu se face în ortodoxie niciodată. Avem un prim telefon în emisiune, să spunem Doamne ajută și bun venit. Alo, sunteți în direct. Sărutăm dreapta. Doamne ajută, Doamne. De mult nu ne-am auzit. Dumnezeu să vă dea sănătate la întreaga lume și dumneavoastră să fiți cu noi. Părinte, eu am primit și acatist, o doamnă mi-a dat și paraclisului părintele Arsenie da. Boca. Da, uite, asta e un exemplu de exagerare, de Sfântul Sinod nu l-a canonizat. În momentul canonizării se dă și acatistul, îi se face și slujba, îi se alcătuiește și icoana. Eu înțeleg evlavia unora, dar aceste lucruri n-au autorizarea sinodului, a bisericii, sunt izvorâte dintr-o evlavie personală, ca și cum eu acum, pentru că iubesc, de exemplu, pe părintele Arsenie Papacioc, mă apuc și fac acatist. Păi cu ce drept? Câte vreme acatistul este o slujbă autorizată de o biserică, intră în cult, se citește la slujbă. Astea sunt niște exagerări personale. Eu înțeleg că a avut ucenici mulți și înțeleg că ucenicii iubesc pe unul, pe altul, cum iubesc și eu, anumiți duhovnici, toți iubim. Dar nu trebuie în numele iubirii să greșim. Da, părinte. Asta este ideea. Pentru că alminterea, uitați, deci văd de ceva vremea, probabil, na, nu știu, văzându-mă oamenii pe acolo, pe acolo, cred că mă pot manipula și pe mine. Și unii zic, uitați, dovezi că este sfânt. Alții vin și spun, uitați ce spun ceilalți, n-a fost sfânt. Nu noi stabilim cine este și cine nu este sfânt. Trebuie să ne iasă din cap ideea asta. Sfinții sau sfinții sunt stabiliți de Dumnezeu și recunoscuți de biserică și propuși nouă de autoritatea bisericească. Dacă ieșim din ascultare și ne facem noi mai mari decât, nu știu, sinodul, duhovnicul și așa mai departe, înseamnă că nu, n-am înțeles ce este ortodoxia și ne transformăm în extremiști, în sectari. Așa fac sectarii. Se adună în jurul unei idei și se rup de biserică. Nu, domnule, e numai ca noi. Nu se poate așa ceva. Deci, da, și cum a putut să-l scoată mie la biserică? Femeile mi-a dat. Și cineva a zis... Păi pentru că, nu știu, habar n-am cum apar la biserică, sunt uceniși care le tot răspândesc de colo-colo. Da, părinte. Scrie pe el care are autorizarea vreunui episcop sau, mă rog, măcar scrie binecuvântarea cuiva. Da, părinte. Nu, ziceți-mi că-l aveți. Da. Vă întreb. Da. A cui scrie că e? Numai o secundă, da, părinte. Hai, eu vă aștept aici la telefon. Spuneți-mi cu binecuvântarea cui, că eu sunt foarte curios. Deci, un sinod încă nu s-a pronunțat, da? Zicem de cazul ăsta, părintele Arsenie, dar discuția este generală. Ceea ce m-a înspăimântat este nivelul, părinte, de vehemență la care se ajunge. Da, vă ascult. Părinte, scrie așa. Da. Acatistul și paraclisul Sfântului Părintele nostru Arsenie Boca. Așa. Așa, prima. Zice de binecuvânt. Așa, doar atât prima față. Da. Începe, acatistul Sfântului Părinte Arsenie Boca. Cu binecuvântare, cu Dumnezeule, altceva nu scrie. Stați, știu, nu, doamnă, vă întrebam altceva. Dacă pe prima pagină scrie, cum scrie și la celelalte cărți? Nu! Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teodosie, de exemplu, arhiepiscopul Tomisului. Nu, părinte. N-are binecuvântarea nimănui. Da, numai da, e o părinte. Maculatură da. Tipărită undeva. Da, părinte. Deci cărțile astea care n-au binecuvântarea unui ierarh, care nu apar în cugirul bisericii, nu, astea nu, da. nu sunt. E, sunt bine, exemple părinte. De producții personale și eu pot să scriu acatistul părintelui Arsenie Papacioc, că mă pricep, am făcut teologie, știu cum să scriu un acatist. Asta nu înseamnă că e obligatoriu valabil.
Da. Înțelegeți? Da, asta e diferența. Ce bine. Sinodul este cel care decide. De asta avem sinod. Dacă nu mai ținem cont de sinodul nostru, înseamnă că am devenit schismatici în propria biserică. Știm noi mai mult decât cei de la sinod. Că mai aud unii. Lasă, domnule, că știu eu sinodul ce fac ei acolo. Băi, dar deștept ești. Da, asta părinte. E deranjant. Da, nu cunoaște pe Dumnezeu, ei sunt Dumnezeu. Ei vor să fie Dumnezeu cum vor ei, cum au ei de gând. Da. Nu-i chiar așa, părinte, deci... trebuie să aveam grijă de noi, că vedeți că focul este pe noi. Țara se duce, cum se cheamă, cu inundații, da, cu câte, și noi în loc să-L căutăm pe Dumnezeu, să facem fapte bune, să căutăm să mergem și noi la oamenii aia, să ducem o țiclă de ulei, o pâine, o apă. Nu, da, pe noi ne doare să stabilim sfinți, asta e problema. Da, păi tocmai, să bagă unii nu trebuie, să exact. Lasă biserica și preoții să-și facă treaba și cei mai mari, că toți sunt rânduiti de la Domnul nostru Iisus Hristos. Da, mulțumesc, doamnă. Sărutăm dreapta, să vă dea Dumnezeu sănătate, inimă bună. Sănătate. Deci asta este ideea, nu trebuie în numele iubirii sfinților să depășim niște limite. Putem să iubim și pe părintele Arsenie Boca, și pe părintele Arsenie Papacior, și pe părintele Iustin Pârvu, și pe părintele Cleopa, și pe orice duhovnic vrem noi. Pentru noi, inima noastră vor fi luminători, dacă ne-au îndreptat către Dumnezeu. Dar haideți să nu-i proclamăm noi sfinți pentru ceilalți. E nedrept. E ilegal, dacă vreți. Un nou telefon. Alo, sunteți în direct, Doamne ajută. Da, părinte. Iertați-mă, sunați de pe mobil? Da. Dați-vă puțin mai la geam și închideți aparatul de radio sau calculatorul dacă ascultați emisiunea, că e un ecou ciudat și nu ne auzim bine. Ia, ne auzim acum? Acum, da. Da, e foarte bine. Vă ascult, doamnă. Părinte, legat de acatistul părintelui Arsenie Boca, da, într-adevăr, și eu l-am. Ia uite, umblă. Cum de n-ajung astea și la mine? Asta vreau să vă întreb. De ce totuși se comercializează, se vând în biserici? În biserici sunt? Da. Deci eu l-am luat din biserică, l-am cumpărat. Nu știu, fiecare știe ce face la... Eu nu pot să vă dau un răspuns la întrebarea asta, că habar n-am. Nu știu cum ajunge acolo, nu știu cine îl pune acolo, nu știu de ce îl vinde. Deci, mie mi se pare aiurea să facem un scandal de ăsta național, a fost sau n-a fost Sfânt Părintele Arsenie Boca. Să lăsăm Sfântul Sinod să decidă. De asta cărțile trebuie cu binecuvântarea ierarhilor scrise, că ierarhii sunt cei care ne conduc până la urmă pe toți. Da. Spiritualicește vorbind, da. Și administrativ. Asta o știu și eu și, sincer, vă spun... Probabil știți de ce se comercializează, pentru că știe, multă lume știe că Părintele Arsenie Boca e un nume cunoscut și zic, hai să mai facem și noi un ban. Cred că ăsta e mecanismul. Să vindem oamenilor o carte despre Părintele Arsenie, când de fapt acatistul ăla nu e autorizat. Aici e problema. Da, eu nu știu cum ajung astfel de cărți pe unde spuneți asta. Problema mai complicată. Spuneți-mi, l-ați cumpărat de la vreo tonetă de asta ambulantă sau chiar de la o biserică? Chiar de la biserică. Și vă spun sincer, eu am lucrat la o tonetă cu obiecte biserice, da, și mi se aducea la acea tonetă, da, de către parohia respectivă. Trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea, pentru că, uite, când apar înregistrări de astea pe internet în care Părintele Arsenie Papacioc îl contrazice pe Părintele Arsenie Boca, uite, asta este fenomenul. Săraci oameni care au cărțile astea zic, domnule, cum e posibil așa ceva? Și nu de alta, dar în ochii celorlalți pare că noi ortodoxii suntem dezorganizați. Ceea ce e trist. Nu mai cumpărați cărți de astea fără autorizație. După mine, părerea mea personală. Acum, sigur, și eu sunt aici sub ascultare. Habar n-am să vă zic ce și cum. Da. Sincer, vă spun și mie, îmi pare rău, pentru că mai... Acum, să ne înțelegem. Nu înseamnă că acel acatist este o erezie sau, Doamne ferește. Poate este, nu știu ce autor a avut și a alcătuit din evlavie un acatist. V-am zis, și eu pot să scriu despre Părintele Arsenie Papaciuc, un acatist. L-am iubit, l-am cunoscut, am stat de vorbă cu dânsul, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să vând așa ceva. Mi se pare injust să vinzi un lucru neautorizat. În momentul în care se autorizează și îl tipărește biserica, sigur, sunt costurile de tipărire, alea nu le discutăm. Dar să faci bani dintr-o cărțunie neautorizată de vreun ierarh,
Mie mi se pare nedrept. Mie. Da. Nu știu mai departe să vă zic. Asta este adevărat. Mai ales că noi am mai avut părinți, de pildă părintele Iustin Pârvu. Care da, și părintele Iustin Pârvu putem să-i facem un acatist. Și am fi putut să-i facem sau ar fi putut da, ceva. Dar astea se fac în momentul canonizării. După ce biserica decide, domnule, a avut dreaptă credință sau n-a avut. Știți, la canonizare știți cum e? E ca la un proces, ca la un tribunal. Se face un avocat al apărării, un avocat al acuzării, ca să se vadă că, într-adevăr, dreptatea să iasă la iveală. Bine, sunt argumente spirituale, vă dați seama, nu-i ca la tribunalele astea omenești. Dar se aduc argumente pro și contra. Și dacă reiese urmarea dosarului de canonizare, că, într-adevăr, a avut o viață sfântă, dreaptă, curată, atunci se propune. Dar până atunci noi nu știm tot, să zicem noi sinodului, lasă, domnule, că știu eu mai bine ca voi. Asta nu se face. E urât. Adică totuși de ierarhie trebuie să ascultăm. Dacă nu ascultăm, suntem în afara bisericii. Da, asta așa e. Asta este. Bine. Cu toate greșelile și păcatele noastre, Doamne ferește, toți avem păcate și greșeli, dar nu trebuie să ne războim pe sfinți. Asta vreau să zic. Da, mulțumesc, Doamne. Să rămână așa. Deci nu trebuie să ne războim pe sfinți, nu trebuie să ne batem în acatiste, nu trebuie să ne războim în paraclise, nu trebuie să devenim vehemenți pe internet, că nu așa. Ne vede lumea și e păcat de Hristos, săracul care niciodată... Știți că și ucenicii se mai certau între ei și trebuia să îi împace. Țineți minte cererea fiilor lui Zevedei? Spune Scriptura clar că auzind cererea, el alții s-au mâniat pe cei doi. Un nou telefon, sunteți în direct, alo, Doamne ajută. Să rămână, Părinte. Doamne ajută, vă ascult. Are foarte multe cărți scrise Părintea Zene Boca. Da, întrebarea este cine le-a scris? Da, păi sunt, eu am niște cărți scrise de la Petru Fotă. Eu sunt convins că a avut foarte mulți ucenici și aceștia au scris cărți. Da, normal, da, e normal să scrie. V-a spus și eu a scrie despre Părintele Arsenie, dar nu-i mai bine frumos. Repoata mea nu rămânea însărcinată și a mers la Părintele Arsenie la mormânt, a rămas însărcinată, prin rugăciune. Da, sunt tot felul de mărturii. Eu nu contest aici. Stați să ne înțelegem. Eu nu contest aici, nu-l proclam sau îl declar eretic pe Părintele Arsenie. Nu zic că e sfânt. Nu. Pe mine ceea ce mă deranjează este războiul pe sfinți. Noi nu trebuie să ne certăm pe sfinți. Se fac pelerinaje mereu. Da, foarte bine. Nu contest oamenii asta. Oamenii cer pelerinaje la mormânt. Da, eu nu contest treaba asta. Adică e foarte bine că avem la cine să mergem. Da, dar... Am și o acatistă la fel, am și o acatistă. Da, astea sunt niște discuții, că uneori evlavia unora e mai mult decât e permis. Da, Părinte, mă iertați. Nu, nu nicio problemă, eu vă descriu fenomenul. Nu zic să nu aveți evlavie, mai ales că simțiți că v-a ajutat, Doamne ferește, nu poți contesta. Tocmai asta face comisia sinodală când e o propunere. Analizează ce minuni sunt, care sunt minuni, care sunt false minuni, că mai sunt și false minuni. Trebuie să recunoaștem că unora li se închipuie, altora poate chiar li se întâmplă. Deci, că sunt și sfinți care fac minuni. Acum nu să contestăm minunile. Părinte, mai am o întrebare. Da, ziceți. M-auziți? Da, vă aud. Toate cărțile lui Părinte Arsenie Boca sunt cu binecuvântarea fatei acatist. Păi de foarte mulți ani am cumpărat cărțile, toate au binecuvântare. Cui? De care sunt scrise. A cui? Că asta mă interesează. Părinte Arsenie Boca. Nu, stați așa, deci binecuvântarea cui? Numai o secundă că am la mine la servici. Da. Dacă aveți o carte de asta, citiți-mi și mie cu binecuvântarea cui e. Că poate nu știm noi, poate într-adevăr. Bine, numai o secundă, Părinte. Da. Cu binecuvântarea pe anatul Sfințit Calin de la Argeci. Așa. Și ce carte e asta? Se numește cartea Fericirea ce cunoaște calea de mântuire. Nu, eu mă referam la acatist, că de asta mi-a zis nu, mai bine. Acatist fără binecuvântare. Acatistul e fără binecuvântare. Vedeți, sunt cărți despre Arsenie Boca cu binecuvântare și sunt cărți despre fără. Asta și mai am încă o carte scrisă de pe anul Laurențiu Treza. Așa, în al preasfințitul Laurențiu, da, e scrisă de dânsul? Da. Așa, cum se cheamă? Aprobat-o,
Dumnealui a aprobat-o. Da, da, da. Dar cum se cheamă cartea? Ca să știm. Fiți îngăduitori cu neputințe oamenilor. Și e scrisă pentru părintele Arsenie Boca? Da. Sibiu 2013. Da. Deci iată un ierarh care a și scris despre părintele Arsenie Boca. Foarte da. Frumos. Mai am o cartă la fel. Se umple măsurile, se plinesc vremurile. Tot de calălic este la dejului. A, cu binecuvântarea dânsului. Sau, părinte, sau ele autorul. Că sunt în 2013 părintele au apărut. Aha. Da. Bun, gata, am înțeles. Da, deci e clar, avem cărți cu binecuvântare, dar avem și da. Chestii fără binecuvântare. Da. Asta e problema. Nici o problemă, doamna știu, eu chiar vă mulțumesc. Chiar vă mulțumesc că, uite, așa se stabilește, cum să spun, adevărul să nu pară că are numai acuzatori, doamne ferește, părintele Arsenie. Deci, iată, sunt și ierarhi preocupați de persoana părintele Arsenie. E, asta trebuie să urmăm. Când există binecuvântarea unui ierarh, cum să nu? De asta există, repet ceea ce îmi spuneam mai înainte, de asta există ascultare în biserică. Nu suntem de capul nostru în biserică, ni se pare nouă că... Nu, ierarhul dă binecuvântare. El și răspunde pentru sufletele noastre. Așa e normal. Un nou telefon. Alo, sunteți în direct. Doamne ajută! Doamne ajută, vă ascultăm! Legătură cu subiectul ăsta, să vă spun și ceva ce știu acum. Ziceți, da, am o rugăminte, stați așa, aveți un radio pe acolo deschis, dați-l mai încet, vă rog, ca să ne înțelegem bine, să vă audă și ceilalți ascultători. Da, acum vă ascult. Legătură cu părinții Arsenie Boca. Eu am mare bani de la părinții Arsenie Boca, cu ajutorul Dumnezeu, am fost de trei ori la Clușa și mă zic că cunosc de cât de trășa economia noastră. Așa. Hai să vă spun cu treaba acum. Ia. Este sfânt sau că nu este sfânt, asta numai Dumnezeu hotărăște și nu cred că are nevoie de canonizare sau canonizare, că Dumnezeu hotărăște care este sfânt, care nu este sfânt. E, aici e o idee care trebuie să o discutăm. Da, ziceți vă rog. Sunt milioane de care nu se canonizează de Biserica Ortodoxă și toate sunt sfinți. Da, dar cum știm? Dar nu trebuie să știm noi. Asta știe Dumnezeu. Păi asta e ideea, că ar fi bine să știm și noi. De unde știm că sunt sfinți dacă afirmăm și nu știm? Dacă și-a bântuit sufletul și se află în rai, la data Dumnezeu, nu știm, părinte. Mai ziceți o dată că nu v-am înțeles. Dacă și-a bântuit sufletul, da, și-au cucerit raiul... Eu știu treaba asta. De unde știm că au cucerit raiul? Asta e întrebarea mea. Acum că sunt sfinți, acum sunt bine, nu trebuie să treaba asta. A, păi vedeți? Despre asta e vorba. Facem o afirmație și apoi ne contrazicem singuri în ea. În calendar, domnule, asta este sfânt, mă închin la el și la lui. Dacă el a fost curat, păi cât pot zice a fost până în pustie? Nu, deci nu trebuie să vă lăsați înșelat de ideea că canonizarea n-are niciun rost. Asta ați spus până acum. Păi fiți foarte atent. Că în momentul în care spuneți nu mă interesează cine e sfânt, cine nu e sfânt, asta faceți. Ne-ați desfințat canonizarea că eu pot să mă închin la oricine. E problema de asta la cine vă închinați. Mă atâțeți greșit. Da, ziceți atunci. Și cu canonizare și fără canonizare tot sfântul este în pasul Dumnezeu. E adevărat. Problema este pentru noi oamenii se face canonizarea, înțelegeți? Da, asta vreau să vă spun și pentru noi oamenii. Asta e, da. Da, hai că începem să ne înțelegem. Deci noi, urmarea canonizării, știm că cineva este sfânt sau nu. Da. Pătură cu asta, cu acatistul. Da. A fost scris de un călugăr, Dometie. Dometie. Din Evlavie, din Marie Evlavie. Da, asta e ceva normal până la urmă, că a scris din Evlavie. Hai să lăsăm acum biserica să spună rostul ei. Da, exact. Asta este. Iar da. Cu cărțile care apar acum, da. Asta v-am spus, că asta este un fenomen acum, e un boom așa, care vede că se poate că tu de părerea asta și toți acum cărți. A, da, da, adică părinte, le exploatează numele părintelui ca și un brand. Hai să scriem de părintele, da. Că se vinde. Asta este un brand de țară. Eu am fost chemat acum, din ce în ce așa mai mult, o să vezi dumneavoastră la poartă mănăstirii că păvătoi crevății să lășine taradele. La ce mănăstire? La Pislop. A, la părintele Arsenie, da, da, da. Când am fost prima dată, era foarte multă liniște. A fost în 2008-2009, prima dată. Da. Era foarte liniște. Începând de 3-4 ani încoace, am doar ieșit. Da, păi e din ce în ce mai cunoscut și asta devine și un fenomen comercial. Și scăzi scrise, părintele Arsenie Boca a scris decât două cărți. Da. Călcărarea împărăției da. Și pratile albă.
Cum? Pravila albă? Pravila albă. Ah, pravila albă, da. Că n-am înțeles bine a doua, da. Da. Bun. A fost și alte. Spre exemplu, a fost un concurs pe care părintele l-a revenit complet, că l-a furat și l-a interpretat greșit. Uh-huh. Legătură cu Sadu Sudastin, cu, mă rog, cu profesorul Sudastin. Și a spus, domnule, mi l-a furat și mi l-au... Răstălmăcit. Răstălmăcit. Deci, da. Nu este, de am înțeles. Are mulți adepți, pur aceea, mulți ucenici, da. Și a spus fiecare acum în felul lui... De, tocmai de asta sinodul decide, pentru că nu poți să negi dragostea acestor oameni, dar trebuie să fii foarte atent și ce s-a întâmplat, da. Să fie ascultat pe Sfântul Daniel Partășanu, care a fost ucenic al părintelui și a spus foarte, foarte frumos despre părintele Asenie. Da. E normal, niciun ucenic nu vorbește urât despre... Da, vă mulțumesc mult pentru telefon. Doamne ajută, vă mai așteptăm. Mulțumesc. Da, uite că la început era gata să ne înțelegem greșit, se mai întâmplă uneori. De asta zic, adică noi trebuie să fim foarte atenți la chestiunea asta a canonizării. Nu e chiar așa, fără de niciun rost. Ea are rostul ei. Canonizarea ne spune cine a fost cu adevărat sfânt. Până atunci sunt numai păreri, opinii. Na, și până la urmă, evlavie personală, cum se spune. Un nou telefon, steți în direct, alo, vă ascultăm, Doamne ajută! Părinte, sărăuna, m-a auzit bine? Vă aud foarte bine, vă ascult. Sărăuna, părinte, Doamne de ajută. Mult am vrut să spun să mă refer la subiectul de față cu părintele Arsenie Boca. Ziceți! În urmă cu vreo 15 ani, scris la părintele Arsenie Boca, acest mădesc odihnească, și știind de părintele Arsenie Boca, eu am făcut așa, părinte, mai cunosc un părinte, a trecut la Domnul Părinte Arsenie Boca. Așa, foarte interesant. Ce a zis părintele Arsenie Papacioc? Că nu vrea să vorbesc așa ceva. Și am rămas uimit, surprins. Da. Da, pentru că, uite, înregistrări de astea am văzut și eu pe internet, părintele Arsenie era cumva împotriva dânsului, ceea ce și pe mine m-a lăsat. Dom'le, am început să ne certăm acum cine-i sfânt, cine nu-i sfânt. Da. Da. Trei filmări a părintele Gheorghe Anitulescu, echipă din Botoșan, undeva, care încă un părinte mai vârstă, sunt pe bancă și vă povestesc și Da, pe astea le-am văzut și eu nu știam cine-s părinții. Părintele Anidulescu, ăla s-a văzut și care vorbește cu mai subțire. Da, și celălalt părinte cu barbă albă? Nu știu. Da, păi asta, că nici eu nu i-am găsit numele. Da. Părinte, ce vreau să vă spun, îmi pare rău că eu am studiat viața părintele Arsenie Boca și, într-adevăr, am fost la mormânt în urmă cu 3 ani. E un adevărat pelerinaj, este un pelerinaj ca și la alte mănăstiri cunoscute, da. Nicola sau mai ceva, dar aici este. Și am citit viața când a fost în 1939, la Muntele Athos, avea 29 de ani, când a fost în 1910, 29 septembrie, ce vreau să vă spun. S-a rugat Maicii Domnului să-l trimite la un călugăr iscusit să-l arate calea pe Dumnezeu. Da. Și mai departe, poate dacă ați mai aflat, a fost la un părinte care a trăit în urmă cu 20 de ani, se spune. Și nu știu, n-am cum să citesc tot, vă dați seama, sunt și eu om limitat, de unde le știu pe toate. De atunci, a venit acasă cu Părintele Boca și a avut vederea cu Duhul. Ce înseamnă asta? Spovedea creștinii acolo, Sfântul de Sus, și spunea păcatele. Toate, e vezi că 2-3 păcate nu ai spus. Cutare, în trenul cu care ai destinat cu cutare. Deci, părinte, vedea cu Duhul. Și la ora actuală se fac minuni la mormânt. Tocmai de asta trebuie să lăsăm Sfântul Sinod să decidă. Nu putem să o luăm înaintea Sinodului. De asta zic. Sunt mărturii pro, iată, sunt și păreri contra, și în situația asta nu suntem noi cei mai în măsură să extragem adevărul. De asta avem autorități bisericești în care suntem sub ascultare. Dânsii pot ști mult mai multe decât vom ști și eu și dumneavoastră și toți la un loc. Asta nu înseamnă că ce știm nu e bine, Doamne ferește, dar trebuie să, poate sunt elemente mult mai multe de discutat aici. Viața unui om, știți cum e? E un adânc fără, cum zice la Scriptură, numai Dumnezeu și cel căruia voiește Dumnezeu îi arată inima omului. Asta e cel mai greu. Părinte, și încă ceva, securitatea, pe motiv că era cu partizanii legionari, nici n-a fost nici vorbă. Și fost urmărit de securitate, da, se știe treaba asta. L-a închis. Dar am rămas surprins că nu am găsit nicio carte pe care le-a scris cărțile și nu a intervenit biserica să-l
repunele în funcție de preot. Și a fost trimis adresa. Și asta e un aspect de discutat, vedeți? Sunt multe. Uite, da. Eu mai știu un aspect, de exemplu, a stat la o vreme ascuns în munte, prin munții Făgărașa, într-un fel de chilie săpată în stâncă, așa. Astăzi, da. Unii au venit și au spus că, de fapt, el a locuit ca puznică, Dumnezeu i-a săpat chilia, ceva genul ăsta. Adică, e foarte ușor să deviezi de la adevărul istoric. De asta trebuie restabilit și adevărul. Exact ce spuneți noastră, de ce nu l-a repus biserica? Poate au fost motive, poate nu au fost motive. Tot sinodul știe, tot de sinod trebuie să ascultăm. În orice caz, pentru mine este un sfânt și e foarte bine, noi, Doamne ferește, dar n-am zis niciodată să negăm evlavia personală, dar să nu forțăm, ca din evlavia personală, să forțăm așa declararea ca sfânt a cuiva. Că s-ar putea și noi să greșim. Încă o ultima frază. Da, ziceți. Așa, la ora actuală, să găsesc și un sfânt părinte pusnic, da. un stare, să-mi spune, măi, Gică, vezi când ai spus păcatul acesta, ia de ce nu mai spune. Da, da. Poate sunt, Dumnezeu îi știe. Doamne ajută. Da, Dumnezeu îi știe, sunt, cum zicea și ascultătorul dinainte, sunt foarte mulți sfinți necunoscuți și poate nici nu vor să fie cunoscuți. Dar noi nu trebuie să cădem în această păcăleală, înșelare de a ne certa pe sfinți. Doamne ferește de parteneri de așa ceva. Un SMS, un mesaj venit pe Yahoo Messenger. Cineva zice așa: ce spuneți de acea doamnă care a trimis ceva către Sfântul Sinod, care vrea să devină preot? Nu știu dacă știți sau ați auzit de această doamnă, face teologia și e medic chirurg, cred că nu știe ce spune, rămân foarte umil de acești oameni. Am văzut și eu știrea, între timp am și întrebat pe părintele Constantin Stoica de la București ce știe și mi-a zis că e o păcăleală faptul că a depus domnișoara respectivă, sau doamna, că nu știm ce este, ea zice că a depus, dar n-a depus nimic la Patriarhie, n-a ajuns nicio cerere. Ea și închipuie așa în mintea ei că ar vrea să devină preot. Dar mi se pare ciudat să faci teologia ortodoxă și să nu știi cine se hirotonește totuși în Biserica Ortodoxă. E o problemă mai delicată. Un nou telefon. Alo, sunteți în direct, Doamne ajută. Alo? Alo? Da? Bună ziua, să rămână, părinte. Doamne ajută, vă ascult. Părinte, da? Vreau să vă spun Părintele Boca, două vorbe. Ziceți, doamnă. Părintele Boca, da? a contribuit cu foarte mult el la fac microfonie. La scrierea filocaliei pe care dumneavoastră o citiți. Da. Ar fi una. În al doilea rând, să stați știți așa, că... Stați așa și o lămurim. Cu ce a contribuit? Păi a fost la Atos și acolo a copiat întreaga filocalie. Sunt multe de spus aici, așa cum păi a da, să spuneți ca să știți ce las, pentru că... Vreau să vă mai spun că dumneavoastră a fost martirizat, a fost omorât la Sinaia, i s-a scos unghiile de la picioare și de la mâini și după aceea a fost luat la securitate și la culaserul i-a făcut gropi în obraz, chinuit într-un hal de nedescris. Asta așa. E a doua chestiune ca subiect de discuție. Da. Pe o altă problemă, Părintele Boca, Arsenie Boca, darul lui Dumnezeu pentru poporul care strigă. Cuvânt înainte de înalt preasfințitul Serafim Ionită, mitropolit al Germaniei, Europii Centrale și de Nord, din coace, da. Colectiv redacțional, Cristian, Claudia, Grigore... Stați așa, cum se cheamă Alexandru cartea? Bogdan, stați așa, că vorbiți fluviu și noi nu înțelegem. Care e titlul cărții? Titlul cărții este Părintele Arsenie Boca, darul lui Dumnezeu pentru poporul care strigă. Așa, este și cartea este... Și cartea este... Părintele Arsenie Boca, să știți... Doamnă, stați puțin, lăsați-mă să vă întreb și eu... Doamnă, vreau să ne înțelegem, vă rog frumos... Aveți decența să ne înțelegem. Lăsați-mă să vă întreb ca să înțeleagă și ascultătorii. Deci cartea se numește Părintele Arsenie Boca, darul lui Dumnezeu. De cine pentru e scrisă? Care strigă. Așa. De cine e scrisă? Cuvântul înainte v-am spus. Cuvântul înainte este al Părintului în al preasfințitului Serafim. Am înțeles. Autorul mă interesează. Păi asta este... V-am spus colectiv redacțional. E un colectiv redacțional. Păi asta e că vorbiți repede și le amestecăm și să le punem cap la cap. Editor coordonator Cristian Șerbante. Bun, gata, e clar. Tola Muntean, am înțeles. Pictură copertă Daniel Muntean pentru corespondență. Perfect, gata, da. Am înțeles. Deci este o carte care apare cu girul bisericii. Cum apare?
cu girul bisericii, adică cu binecuvântarea bisericii. Da, dar sunt foarte multe cărți, eu am aur aici. Nu, că sunt și multe pe lângă. Sunt foarte multe, părinte, și e adevărat, eu am fost anul trecut la mormânt. Da, doamnă, și eu am fost. Este o atmosferă nemaipomenită. Să știți că simt că se face microfonie, nu știu. Nu, e bine, e bine. Noi vă auzim bine. Așa. Părinte, vreau să vă spun că părintele Stăniloae a scris împreună, a fost mâna dreaptă a părintelui Stăniloae în filocalie. Iar a doua ediție a filocaliei, să vedeți că dacă părintele Stăniloae a scris că a contribuit foarte mult și îl apreciază în a doua, fica dumnealui, nu mai știu cum o cheamă, Lidia Stăniloae, neagă acest lucru și spune niște lucruri nemaipomenite. Invidia a fost și atunci, invidia este și acum. Deci pentru cum ar fi, mine, ziceți pentru familia mea și pentru multă lume, e un sfânt, părinte. Am înțeles. Că bun, vrea gata. Să nu să-l declare sfânt, nu contează. Asta aici am e discuția. Am întâlnit o dorință a dumnealui într-o carte, nu mai știu în care. Au spus să nu umbli la mormântul lui până nu a doua venire. În concluzie, se respectă acest cuvânt. Ne-a lăsat că și părintele Calciu Săracu a pățit-o că au fost niște exagerați din ăștia care au trecut și peste dorința lui și ați văzut că nu s-au lăsat până l-au dezgropat. De a trebuit băiatul din America să scrie, să lase lucrurile la loc. Eu vă admir și vă apreciez foarte mult. Mă odihnesc în emisiunea dumneavoastră. Dar să știți dumneavoastră că este foarte multă răutate și invidie și necredință. De asta și discutăm lucrurile astea și nu ne ascundem de ele. Trebuie să luați așa pe capitole și pe ani de viață. Da, nu stabilesc tu, doamnă. Nu stabilesc tu cine sunt, Doamne ferește, departe de mine gândul ăsta. Eu numai am remarcat, și asta am tot spus de la începutul emisiunii, că mi se pare foarte periculos să ne certăm pe sfinți. Asta nu, eu, de exemplu, nu m-am certat cu nimeni, dar am zis că se respectă cuvântul părintelui, în sensul că la a doua venire, și să vă mai spun ceva, la Hurezul sunt depozitate clopotul de 1500 de kilograme, care este făcut, mă rog, cu ajutorul moșilie, este foarte simpatică toată treaba asta, cu ajutorul și racla pentru Sfântul Ioan Botezătorul, crucea pentru Mântuitorul este lucrată chiar în perioada persecuției comuniste. Mm-hmm. Eu sunt una din părintele comuniste. Păi a fost și pictor, părintele, și pictat. Citesc. Era artist, părintele Arsenie Boca. Picta, Arsenie Boca avea studii teologia, avea de la arte, și era și a avut și medicina, să știți. Da. Era doctor fără De bele arte știam, că a studiat și bele arte, că era și artist. E o plăcere să discut cu dumneavoastră, dar cu plăcere, doamnă, dar nu ne mai ajunge timp. Doamne ajută și Dumnezeu să vă ajute și doamne să credeți și dumneavoastră că eu am constatat, la mine au fost minuni. Da, doamnă, nu contest. Doamne ferește, eu nu contest faptul cuiva. Mulțumesc, doamne ăștia. Eu nu pot să contest. Ceea ce contest eu este unor încăpățânarea cu care oamenii contestă autoritățile bisericii și mai ales se ceartă pe sfinți. Asta mi s-a părut foarte periculos, că de aici am plecat în emisiune. Mesajele pro și contra care tot veneau în e-mail aici. Nu e frumos să ne certăm pe sfinți. Haideți să... Dar mai este o problemă și cu asta închei. E bine că avem evlavie la oameni. Ce-ar fi să nu avem evlavie? Ce-ar fi să nu mai avem la cine să nu avem evlavie? Dar nu trebuie să lăsăm ca această evlavie la un dat să o ia înaintea faptelor. Din fericire, în aceste cazuri, sinodul are puterea să stabilească care sunt fapte și care nu sunt fapte. Noi rămânem în comuniune, ne rugăm sfinților care sunt bineștiuți, ne rugăm părinților duhovnici pe care îi apreciem, nu este absolut nicio problemă. Important este să nu ajungem ca din prea multă evlavie să ne certăm. Asta ar fi o înșelătorie maximă a diavolului, cum a făcut cu Adam și Eva în rai, care, folosindu-se de ideea că dacă veți mânca din fruct, veți fi ca Dumnezeu, l-a scos până și pe Dumnezeu de mincinos. Să fim cu mare băgare atenție. Eu vă mulțumesc foarte mult, m-am bucurat de această emisiune, să vă dea bunul Dumnezeu pace, bucurie, binecuvântare, punem punct și ne reauzim cu drag în edițiile viitoare. Toate cele bune, Doamne ajută! Cuvânt.